Ofițerii Centrului Național Anticorupție au dat buzna de dimineață în casa vicepreședintelui Comitetului Executiv al Găgăuziei, Victor Petrov, unde au desfășurat mai multe percheziții. Potrivit surselor portalului deschide.md, oamenii legii bănuiesc că acest ar fi implicat într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. CNA însă nu a venit cu o confirmare. De asemenea, descinderi au avut loc și la domiciliile deputaților din Adunarea Populară a Găgăuziei, dar și la alți membri ai Comitetului Executiv. Despre asta a anunțat Victor Petrov pe o rețea de socializare. CNA a mai anunțat că percheziții au avut loc și la reprezentanții blocului politic Victorie din mai multe localități din raioanele Orhei, Rezina și Nisporeni, cu privire la fapte de corupere electorală și finanțare ilicită a partidelor politice. Cu o reacție referitor la acțiunile oamenilor legii a venit Bașcanul Autonomiei Găgăuziei, Evgenia Guțul. Aceasta a declarat că în ajunul de turul 2 al alegerilor prezidențiale, autoritățile exercită o presiune fără precedent asupra poporului găgăuz pentru a induce frica. Bașcanul a confirmat că perchezițiile au avut loc la vicepreședintele Comitetului Executiv Victor Petrov, dar și la șeful adjunct al Departamentului de Relații Externe Iurie Cuznețov. Potrivit lui Guțul, nu locuitorii autonomiei reprezintă o amenințare la adresa statului, ci membrii partidului de guvernământ PAS, condus de președintele în exercițiu. Un pericol real astăzi îl prezintă pentru fiecare cetățean al Republicii Moldova doar membrii partidului PAS și Maia Sandu, iar aceste convulsii înainte de moarte pe care le are în ajunul alegerilor presează și mai mult poporul găgăuz. Timp de 3 ani, partidul de guvernământ a exercitat presiunea asupra poporului moldovenesc și l-a învrăjbit împotriva găgăuzilor. Acum au mers mai departe, nu numai că jignesc, dar și arestează zilnic locuitorii din Găgăuzia. De asemenea, și consilierul Bașcanului Mihail Vlah a cerut actualei conduceri a țării să înceteze presiunile asupra Găgăuziei și a făcut un apel către ONU, UE și SUA să ia atitudine față de abuzul și represiunile din partea autorităților centrale în raport cu cele din Găgăuzia. Se vorbește că ar putea fi supuși presiunii și deputații din Adunarea Populară a Găgăuziei și alți membri ai comunității. Noi vedem că președintele Sandu face orice ca să-i scadă ratingul. Înțelegem că asta este răspunsul pentru rezultatul prost la referendum. Înțelegem că locuitorii Găgăuziei au confirmat rezultatul de acum 10 ani din 2 februarie 2014 și ne dăm seama că doamna Sandu nu se va opri aici. Mă adresez către funcționarii europeni, către cei care propagă democrația în Moldova, așa trebuie să fie după părerea voastră democrația. Când sunt închise toate televiziunile, reținuți liderii de opoziție, sunt reținuți deja și simpli cetățeni și au trecut la membrii adunării populare. Asta este democrația, domnule Ianis Majex. Asta este calea spre Uniunea Europeană. La rândul său și președintele partidului Șansă, Alexei Lungu, a comentat perchezițiile desfășurate în raioanele țării la reprezentanții blocului Victorie. Oficialul a catalogat verificările din această dimineață drept represiuni politice asupra reprezentanților opoziției și i-a îndemnat pe cei din Găgăuzia să nu se lase intimidați de jocul murdar al partidului de la guvernare. Aceste percheziții, cum le numesc ei, depășesc orice cadru normativ. Pare foarte dubios că astfel de percheziții au loc în regiunea de Găgăuzia și au loc doar la membrii blocului Victoria. Deci astfel de percheziții noi nu vedem la organizațiile teritoriale a grupării criminale PAS. Noi am văzut miniștri cum dau în stânga și dreapta ziare. Noi am văzut oameni care opresc lucrările de reparație și amenajarea infrastructurii doar din cauza că într-o anumită localitate s-a votat altfel decât a vrut liderul grupării criminale PAS, Maia Sandu. Este cert ceea ce se întâmplă în ultima săptămână după anunțarea alegerilor, după anunțarea rezultatelor referendumului și alegerilor prezidențiale, că Maia Sandu este într-o isterie totală. Noi am văzut-o și în noaptea de după alegeri, că nu avea nici față și nu avea nici vorbă. Este o presiune și mai mare asupra oponenților politici și demonstrează, repet, suferința pe care o au ei, fiindcă le fuge pământul de sub picioare și le fuge puterea. Avocatul care reprezintă interesele blocului Victorie, dar și ale membrilor Comitetului Executiv al Găgăuziei, a confirmat acțiunile oamenilor legii. Potrivit lui, prin asemenea acțiuni, partidul de la putere încearcă să insufle frica în oameni pentru alegerea pe care au făcut-o în data de 20 octombrie.
au loc mai multe percheziții, inclusiv la adjunctul doamnei Bașcan, la alte persoane din cadrul executivului din Găgăuzia, în raionul Orhiei, municipiul Orhiei, în Spăreni, Redin, așa alte localități. 3. La momentul actual nu dețin careva informații privind persoanele reținute și pot comunica cât că asemenea acțiuni vor fi și în următoarele zile. Aceste informații, cum am spus, sunt aruncate în spațiu public pentru a se efectua o justiție televizată, pentru a instaura frica în oameni. Sunt ample acțiuni de intimidare în toate localitățile din Republica Moldova, de la nord, la sud, de la vest, la est. Poliția vine la poartă, la gospodăriile persoanelor, le impune să semneze careva notificări, le impune să facă careva declarații, le sunt luate telefoanele din mână, fără careva ordonanță, autorizări. Și deja, cum am spus, se instituie teroarea și frica. Coincidență sau nu, dar chiar în a doua zi de după alegeri, vădit nemulțumită de rezultatele scrutinului, Maia Sandu a dat indicații instituțiilor de forță să intervină în procesul electoral. Fac apel către instituțiile statului să asigure integritatea procesului electoral, să facă publice probele despre fraudă, să-i sancționeze pe cei care se fac vinovați de cumpărarea voturilor. Dacă justiția nu se trezește în ultimul ceas și închide ochii la vânzarea țării, viitorul Moldovei pentru decenii este în pericol. În ajunul acestor percheziții, însă, șeful IGP Viorel Cernăuțeanu a recunoscut că după investigarea cumpărării masive a voturilor, poliția nu a putut stabili în favoarea cărui candidat la alegerile prezidențiale a avut loc presupusa mituire a alegătorilor. Potrivit IGP, în data de 24 octombrie au fost întocmite 295 de procese verbale de constatare a cazurilor de corupere electorală pasivă, iar 163 de procese verbale au fost transmise Centrului Național Anticorupție pentru examinare. Gracias.